Uleiul de titri. Uleiul esențial de titri. Poate ați mai auzit unii de el. Noi îl folosim în foarte multe instanțe. Vadim chiar a făcut niște teste asupra lui și a văzut ce potență poate să aibă. Eu vă zic eu la ce l-am folosit. L-am folosit la un moment dat, unghia nu-i convenea ceva la unghia de la picior, așa că am luat niște ulei, am combinat cu ulei vegetal și ajută foarte mult fiind puternic antibacterian. Vadim, ce știi să ne zici super despre el? Am înțeles că ai experimentat mai mult cu uleiul de titri. Îl putem folosi și prin metoda de aromaterapie, pentru că noi inhalăm, da, inspirăm oricum Desigur, o parte foarte recomandat, da. și ea oricum nimerește în sistemul circular, da, din plămâni și se duce în tot organismul. La început, liber se poate folosi. De fapt că el trage prin porii noștri, deci fiind foarte potent, intră prin tot țesutul. Când facem plăticuri, o putem pune în apă și să plătim cantitatea bucală, oricum o parte foarte, foarte mică, noi o asimilăm. Ce ține de experiment, mi-a venit așa o idee să fac un experiment, dar nu cu el. El era cumva alături, da, în candela aceasta de aromaterapie. Și eu făceam experimentul. Experimentul constă în, am luat dulceață care conține zahăr, da, și am lăsat-o până când a apărut pe ea mucigaiul acesta, da, Ciuperca, da. care este un parazit microscopic, să-i zicem. Și nu știu cum am pus eu farfuria aceasta a mea lângă candela aceea, da, unde era arbor de ceai, și m-am uitat că se schimbă ceva și am înțeles că se schimbă de la arbor de ceai. Și zic, dă să-i torn o picătură acolo. Am turnat o picătură, tot mucigaiul acela a dispărut momental. Înțelegi? Eu Wow, așa asta e este. superb. Mă gândesc ce Da. face cu microbiomul nostru, de fapt, când e atacat de vreo viroză sau ceva și cum se răspândește în tot organismul. Tare potent trebuie să fie dacă asta au făcut cu un mucegai direct. Uleiul de arbor de ceai, am turnat o picătură în mijloc, să zicem, da? Corespunzător. Dar el a lucrat, da, s-a răspândit și mirosul și puterea dată într-o parte mai mare a lucrat, o suprafață mai răspândită. Și, Adevărat, sunt total de acord, dat fiind faptul că o picătură poate să fie chiar câteva, poate 10 kg de plantă, nu știu, să nu exagerez, dar o picătură poate fi extrasă și din 10 kg de plantă, depinde de câte uleiuri esențiale conține planta. Deci vine cu toată puterea aia la un loc, sunt sigur că e ceva exploziv acolo, da? Superb! da, foarte. L-am folosit când a fost și COVID-ul. Am avut o viroză, COVID și nu știu ce mai fost. Denumirile sunt diferite, da, dar cu Un el upgrade, eu aveam. îi zic upgrade, așa, când mai trece prin noi ceva. Un upgrade. Da, eu ce l-am mai folosit, tot așa, foarte mult timp, acum n-am mai ținut cura asta de dimineață, să fac oil pulling, adică să-mi iau o linguriță de cocos și să o bag în gură, să-mi extragă toate toxinele și puneam acolo două, trei picături de titri și făceam toată treaba asta în gură. Era atât de potent, îmi aducea toate toxinele, le scotea afară, tot îmi desfunda sinusurile. Toată ziua era mult mai limpede, puteam să respir tot aerul, mi-auzeam gândurile mult mai ușor. Foarte fain. Și potențarea cu uleiul esențial era mirifică. Chiar, chiar merită, da. Mai ales dacă te-a mușcat vreo insectă, un păianjen, ceva. Ăsta e singurul moment când am pus chiar pe piele, dar foarte atent să fii fix acolo, pe mușcătură, că dacă ai pus lângă pe piele unde nu ai nicio treabă, ți-o arde, că el e un ulei foarte astringent, ulei de foc chiar îi zice, de aia și intervine foarte puternic la nivelul pielii, trece prin tot țesutul așa, na, nu o să pățești nimic, doar că te arde pe moment și simți o reacție, na, o să zici că aoleu ce mi-am făcut. De aia să fie foarte atenți oamenii când îl utilizează, să fie direct acolo, la locul necesar. Ce nu recomand? La toate uleiurile, chiar dacă pe piață o să vedeți foarte multe recomandări, să se ia intern. Eu nu recomand chestiile astea, este mult prea potent pentru un corp, mai ales pentru un corp care nu este curat, nu are acces la o apă vie, nu s-a deparazitat, nu și-a curățat colonul. Să ia așa ceva atât de puternic intern este o bubuială foarte mare, așa că eu nu recomand așa ceva. da, eu chiar și îl folosesc și intern, eu și la copilul meu de 9 ani, dar cum ai spus tu, cum ai menționat, nu trebuie de folosit intern la persoane care nepregătite sau cu o doză mai mare, adică trebuie de
să fim foarte atenți și la dozaj. Eu sunt deja deprins cu el, organismul altfel reacționează, clar nu ca la persoanele care e prima dată, pentru că am și persoane cu care lucrez, da, și le-am pregătit cu o hidratare, cu o purificare și le-am mai dat și ulei în interior, o picătură, două, da, pe zi și după vreo 5-7 zile, plus minus, persoana, am așa o persoană, mi-a spus că din ea a ieșit o mucozitate plus minus de vreo metru lungime. Wow, și-a scos inflamația, da. Scos inflamația, microorganismele cele patogene, da, cine știe de care denumire erau acolo, pentru că ele se mulțesc și, cum se zice, se schimbă proprietățile, se schimbă deja la o altă denumire. Și a ieșit din ea mai scurt, s-a purificat de așa ceva. Ea, doamna, a rămas șocată, evident. Alte persoane chiar au văzut paraziți, mașcați, da, de exemplu, așa o lungime. Wow! Asta era oare în programul de deparazitare sau erau înaintea lui sau după el sau cum? A fix deodată și cu deparazitarea sau pe lângă deparazitare, doar titriul? Am avut și pe lângă și împreună și deja după o perioadă, da, a făcut o deparazitare și după vreo 3-6 luni doar cu titri. Super! Deci e un aliat superb chiar în deparazitare pentru cine e deja pregătit, e hidratat cât de cât și poate să aibă acces la alegerile conștiente astea. E ceva superb atunci să-l adăugăm și pe ăsta în procesul de deparazitare, da. În interior, foarte, foarte atent și nu, da, la toți. Maxim, din ce înțeleg, câte o picătură, cum îl combin, cu miere sau în apă? Cum îl utilizai? Cu miere și în apă și curat așa pe limbă, în diferite metode. La copil, de exemplu, îi dau cu miere. Da. E mult mai ușor și nici nu îl arde atât de tare, da. De capsulă, care ai menționat, și în capsulă scoate de pus, da? O capsulă goală, de turnat o picătură, de închis capsula și de consumat. Oh, superb! Și atunci ajunge direct în organism fără să mai simți pe gât sau în gură, da. Dragilor, noi o să mai pregătim live-uri, sper că v-a fost de folos. Pentru orice informație ne aveți